Deși nou înființată, Organizația Județeană de Tineret a Partidului Mișcarea Populară este una dintre cele mai active și nu numai în campaniile electorale. Tinerii PMP și-au propus să înființeze un club de învățare informală în care săptămânal să organizeze vizionări de filme pe teme politice, economice, sociale sau istorice. Noi ne dorim să oferim tinerilor giurgiuveni oportunitatea de a fi parte a unui club pentru pregătirea lor într-o eventuală carieră politică și nu numai. Adică să știe și ei cu ce se mănâncă politica și diverse teme aferente. Noi o să încercăm să facem evenimentul săptămânal, în fiecare vineri. Fiecare expunere de film va fi urmată de o dezbatere. Vom încerca să avem și invitați speciali, specializați pe domeniile din filme. În prima fază, clubul de film va fi organizat în sala de ședințe a sediului partidului, urmând ca atunci când vremea va permite, acțiunea să se mute în aer liber, în curtea sediului de pe pietonală. Clubul de film nu este o acțiune adresată numai tinerilor din Mișcarea Populară. Sigur, o să invităm și membrii de la tineret de la celelalte partide pentru a oferi o dezbatere cât mai aprofundată. Acum să sperăm că o să și vină.